Meci de infarct disputat tot miercuri 22 mai pe stadionul Ion Comșa din Călăraș. În partida disputată în cadrul etapei a 12-a a play-out-ului, AFC Dunărea a învins Concordia Chiajna cu 2-0. O victorie necesară, dar și meritată. Cu 25 de puncte, Dunărea se află acum pe locul 6, loc de baraj, urmată de Hermannstadt Sibiu cu 24 de puncte. Echipa călărășană va juca următorul meci tot acasă, duminică 26 mai, cu Gaz Metan Mediaș. Un meci important. Chiar și n-am venit chiar ultima șansă la Călăraș, pentru că bine era ce o topie din punctul de vedere, dar cât timp erau șanse matematic, au venit să dea topul. Au făcut o echipă foarte ofensivă cu 3 jucători de atac, Mauan, cu Dusan și cu Musa, ca să pune presiune pe fundașii noștri centrali. Un meci cu Miză, un meci cu unde și-a pus amprenta presiunea jocului Miză partidei, pentru că nu e ușor să duci la retrogradare la orice greșeală poate costa, mai ales mai sunt doar 3 jocuri și se poate întâmpla în momentul ăsta absolut orice. Dar am făcut o revizatură foarte bună. Cred că cele două ore am arătat încă 3-4 situații incredibile. Îmi felice jucătorii, pentru că nu e ușor să joci al doilea meci în 3 zile la peste 25 de grade. Meciul de următoare a fost infernal, la fel, un meci cu mare presiune, trebuia, eram obligat să ne pierde. Am obținut 4 puncte, dar ne așteaptă un meci cu alt gen de echipă, cu o echipă care ca valoarea lotului și ca exprimare în teren este de play-off, o echipă care joacă, o echipă cu calitate foarte bună, sunt obligat să câștigăm. Din păcate au apărut accidentările foarte multe, chiar și astăzi Iancu la Voluntar s-a accidentat și a trebuit să improvizeze iarăși în atac cu Benzar atacant. Apoi Amari, care a făcut un joc bun. Dar, repet, una peste alta, o victorie meritată, o victorie importantă, care, indiferent de situație, în cel mai rău caz, ne dă posibilitatea să jucăm care pe care la Sibiu. Ce le-ai spus la pauză de au ieșit parcă mult mai motivați? Am spus să mă joace cu teamă. Le-am spus că e viață și după retrogradare. Nu trebuie să vadă asta chiar viață și moarte. Repet, nici la jocul și-am pus amprenta. Deci știți că este mult mai greu să joci la retrogradare, am jucat și la campionat. Este mult mai greu să joci la retrogradare, mai ales cu ultima 100 de metri, unde orice greșeală poate fi decisivă. Au intrat altfel, intrat în și Bolceanu, care a făcut jocul bun. Și Luchin, normal, a fost decisiv, dar, repet, a fost o victorie meritată și care, în momentul ăsta, îți dă cel puțin șansa să joci pe la capăt, să ți-o șansă la capăt. Arbitrajul ce s-a părut tendențios? Nu, arbitrajul a fost un arbitraj bun astăzi. A fost echidistant. Cea mai bună dat, cea mai bună dat. N-au avut probleme foarte mari de joc, din punctul meu de vedere. Și-a pus amprenta asupra jocului arbitrajului. Ai mai trăit un final de ăsta de campionat? Mai avea resurse până la final? Asta și spun eu. Cred că echipele care sunt mai proaspăt de acum vor avea câștig de cauză. Suntem obligați să arătăm bine. O îngrijorează foarte mult riscul de disponibilități. Serbia acum, din păcate, un jucător cu mare sacrificiu, un jucător de sacrificiu care practic ia nu știu câtă accidentare de genul ăsta în cariera lui, pentru care dă absolut totul și asumă riscul.
când am văzut și că Sergiu, pentru că trebuie operat, am înțeles că este destul de grav. Luchin a avut probleme la doctorii de la început jocul și să vedem cum îl avem la ora meciului cu medici. Din păcate am ajuns pe final. Jucătorii accidentați, lista accidentaților poate să fie decisivă. Îmi doresc să fiu inspirat duminică și să aleg unul și pe care o să câștige cu medici. Ești fericit în seara asta? Sunt mulțumit. Sunt mulțumit pentru că e important. Fericit probabil, fiind dacă vom obține obiectivul.